Drumul învățării, o resursă pentru clasa 6. Învățarea poate fi un drum drept, lin sau nu, în funcție de mai multe condiții. Iată câteva exemple. Timpul pe care îl avem și pe care îl împărțim pentru diferite activități, cum ar fi să învățăm, să ne facem temele, să terminăm ceea ce avem de făcut și așa mai departe. Materialul de învățat poate avea diferite trăsături pentru fiecare dintre noi. El poate fi dificil sau simplu, să ne placă și să-l înțelegem mai mult sau mai puțin, etc. Locul în care învățăm poate fi unul care ajută învățarea sau unul care ne distrage de la ea. Motivul pentru care alegem să învățăm poate fi de frică, de plăcere, pentru mine, din curiozitate și așa mai departe. Desigur, sunt și multe alte condiții ce pot fi întâlnite pe drumul spre învățare, iar modul în care ele ajută sau nu învățarea depinde și de modul în care le folosim. Pe tine, cum te ajută aceste condiții interne și externe? Ia o foaie de matematică. Răspunde la următoarele întrebări cu da, nu sau uneori și colorează în linie 3 pătrățele pentru da, 2 pentru uneori și una pentru nu. Să începem! Ai destul timp să te pregătești pentru a doua zi de școală? Când ai multe teme, te ocupi de cele mai grele prima oară? Când lucrezi la un proiect în echipă, oferi tot ajutorul și priceperea ta? Când te apuci de învățat, oprești televizorul? Când urmează să dai un test, te apuci din timp de învățat? Când te apuci de făcut temele, îți place să ai tot ceea ce îți trebuie la îndemână? Dacă nu ești mulțumit de nota pe care ai luat-o, încerci să iei una mai mare data viitoare? Când ai ceva greu de învățat, cere ajutorul ca să poți înțelege mai bine? După cum observi, fiecare răspuns, fie el cu da, uneori sau nu, adună pași ca să poți merge mai departe pe drumul învățării. Pentru că, așa cum au spus unii filozofi, nu contează cât mergi, atâta timp cât nu te oprești.